Bilanțul infectărilor crește în județul Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a declarat alte 41 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19. De la începutul pandemiei și până în prezent, 2774 de mehedințeni au fost confirmați cu SARS-CoV-2, dintre care 114 au decedat. Județul Mehedinți a depășit incidența cazurilor de COVID-19 de 2,10 la 1000 de locuitori. De la ultima raportare, 41 de persoane au fost confirmate pozitiv. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1217 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 167 persoane sunt internate, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI. 115 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 2774 persoane, în ultimele 24 de ore fiind confirmate 41 de cazuri de îmbolnăvire. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 2,19. La nivelul județului Mehedinți, 16 localități au rata de infectare peste 1,5. Cea mai afectată localitate este Braniștea cu rata de infectare de 6,57. Totodată, 5 localități au depășit rata incidenței de 3 la 1000 de locuitori. Este vorba despre municipiul Drobeta, Turnu Severin, Izvorul Bârzii, Burila Mare, Pătulele și Malovăț.